Cei care s-au născut în zodia Fecioarei vor avea în prima parte a zilei de 19 noiembrie, în continuare, luna în tranzit prin casa întâi a cerului lor de naștere. Prin asta vor fi echilibrați și vor beneficia de influxurile acestui tranzit onest, limpede, clar, care le va aduce inițiative inspirate și gesturi profitabile. Moment destul de bun și pentru relațiile parteneriale. În curând, Jupiter va intra și el în mișcare directă și va fi în deplinătatea forței astrale, creând în felul acesta împrejurări dintre cele mai armonioase, mai normale, mai judicioase sau mai necesare, de la caz la caz. În tot ceea ce privește relația între soți, parteneri sau chiar diferendele, procesele, conflictele, anchetele și așa mai departe, unele dintre ele cu rezolvări absolut spectaculoase. Între 19 noiembrie, după ora 13 și 21 noiembrie, după amiaza, perioadă, eu aș spune, banală, neutră sau prea puțin semnificativă pentru mecanismele financiare. Tranzitul este unul fluid, ambigu, mai puțin consistent. Nu cred că se va întâmpla nimic deosebit, decât dacă e vorba de evenimente exterioare. Dar ceea ce ar ține de inițiativa unui nativ, mi se pare, din punct de vedere astral, prea puțin posibil. Între 21 noiembrie, după ora 19 și 23 noiembrie seara, cele două case ale comunicării nu sunt foarte confortabile, dar nici ei nu sunt foarte dispuși să discute, să facă vizite, să participe la activități publice. E o oarecare nevoie de izolare, de însingurare, de înstrăinare sau poate chiar că sunt ostili unor forme de manifestare. N-au chef să se ducă la ședință, la spectacol, la întâlniri cu publicul. Vor să stea izolați, să își rumege gândurile lor, să își pună ordine într-o serie de nedumeriri și bănuieli și nesiguranțe care s-au cam strâns în ultimul timp pe diferite paliere de viață și activitate. În ziua de 22 noiembrie, soarele va intra în zodia săgetătorului și până pe 21 decembrie va străbate casa a patra, cea care privește relațiile de familie cu părinții, cu rudele în vârstă și problemele domestice. Specificul zodiei nu ține de cine și cât dă cu mătura prin casă, ține de chestiune juridice, legale, de statutul unui bun imobiliar sau funciar. Privește contracte de vânzare, cumpărare, închiriere, uzufruct, chitanțe, documente, plăți, inițiative, schimburi de locuință și măsuri care au în vedere un câștig, dar ele trebuie să fie consfințite și de forme legale. În acest sector există deja în tranzit planetele Venus și Mercur. Ele netezesc drumul printr-o gândire corectă, pragmatică și printr-o șansă care se manifestă în această săptămână și până spre 1-2 decembrie, ca fiind un factor de noroc. Discuții cu oameni onești sau cu oameni competenți sau colaborare bună cu instituțiile statului. În ziua de 24 noiembrie, în același sector, se va produce luna nouă în Săgetător. Ea va marca un început sau o atitudine care se va coacula cu privire la felul în care vor fi gestionate niște bunuri, felul în care se va raporta nativul la aceste bunuri, felul în care va trebui să acționeze. Până acum poate că nu era hotărât, n-avea toate informațiile. Acum va avea tot ceea ce îi trebuie ca să se limpezească, să se decidă și să înțeleagă că trebuie făcut ceva. Este un moment al deciziei, este
o aglomerare de planete și de vibrații care privesc activismul și nu izolarea sau fuga de realitate și răspundere. Din această perspectivă, lucrurile sunt bune. Atenție însă că toate aceste demersuri practice și toate aceste intenții pragmatice, oneste și necesare, se vor complica destul de tare după 1-2-3 decembrie. Aceste planete vor intra în opoziție cu Marte și vor apărea disensiuni, vor apărea opoziții sau situații destul de radicale, care uneori s-ar putea să greveze imaginea sau liniștea sau statutul sau chiar încrederea străinilor într-un nativ. Și atunci cel născut în Fecioară va trebui să facă un efort să echilibreze problemele de familie și patrimoniale cu cele publice și profesionale, cu statutul și exigențele unei funcții sau pretențiile și orizontul de așteptare al străinilor de la el, care ar putea fi la un moment dat aceste exigențe neonorate sau tulburate sau puse așa sub semnul îndoielii prin ecoul pe care niște mecanisme dinspre viața de familie și inițiativele lui practice le-ar avea, s-ar produce. Acesta este și specificul răstimpului, cuprins între 23 noiembrie seara târziu și 25 noiembrie. Mă atrag atenția și asupra felului în care din 25 noiembrie va lucra Jupiter. El se află prezent în casa a șaptea relațiilor parteneriale, într-o minunată postură. Va ieși din mișcarea retrogradă, va reveni la mișcarea directă și până pe 20 decembrie va străbate puțin, un grad și jumătate din pești, dar pe 20 decembrie va pleca definitiv din acest semn zodiacal și se va întoarce peste 12 ani. Așadar, cei născuți în zodia Fecioarei trebuie să fie conștienți și grijulii de faptul că oportunitățile deschise de Jupiter din 25 noiembrie vor funcționa doar până pe 20 decembrie. Că trebuie speculată această perioadă în care se pot realiza împăcări esențiale de toate felurile, inclusiv în contextul unei dușmănii sau al unui proces. Că se pot petrece tot felul de schimbări de atitudine și de viziune asupra unui conflict care să le permită să iasă dintr-o paradigmă care nici nu i-a fericit, nici nu i-a îmbogățit, nici nu i-a adus vreun succes, nici nu i-a pus în vreo lumină nemaipomenită. Cât timp a fost în berbec, Jupiter, adică în mare parte din anul 2022, a pus niște premize patrimoniale, materiale, în fine, dispute, ambiții și așa mai departe. A revenit în pești și este ultima dată că străbate, așa se spune în manual, că reia lucrurile puse pe tapet la prima trecere, adică în primăvară, și le dă posibilitatea să fie duse la bun sfârșit. Este adevărat că le dă această posibilitate, dar răstimpul este foarte scurt și atunci acest mecanism arată ca un fel de galop, ca și cum nativii din Fecioară ar fi mânați de la spate, fugăriți, să ajungă cât mai repede la linia de sosire. E bine să se facă toate demersurile, să nu se amâne, să nu se întârzie, să nu se complice cu tot felul de criterii care sunt de la locul lor sau inutile sau sunt de rangul 3-4, le pot rezolva și mai târziu. E bine să se ocupe de lucrurile esențiale, primordiale, de cadrul juridic și să facă pași esențiali pentru a ajunge la sfârșitul anului cât de cât, mă rog, ideal ar fi să ajungă într-o completă limpezire a tuturor problemelor parteneriale. Jupiter în pești dă și destul de multă înțelepciune. E dreptate imanentă, dreptatea din urmă, dar mai este și gândul bun din urmă, adică să le vină mintea la cap unora care au avut tot felul de parcursuri, tulburi și deviații.
Și în felul acesta se poate face, nu știu, nu zic o concesie în ideea de compromis, ci o concesie în sensul acceptării unei evidențe care pe ei nu îi mulțumește în totalitate, dar le poate permite să obțină multe alte lucruri. Cum ar fi, de exemplu, împăcarea între soți, care poate nu aduce maximum de fericire, dar le permite să aibă un echilibru social, familial, să ducă mai departe viața în doi, mai ales dacă au copii, să se sprijine, să se respecte, mă rog, să se iubească, să facă lucrurile pe care nu le-au făcut foarte bine și ca lumea și pe care le-au deteriorat cu ambiții, cu neglijență, cu indiferență, cu preocupări colaterale și așa mai departe. Din această perspectivă, Jupiter poate să le fie soților certați, supărați, despărțiți, un aliat de nădejde. Nu îi împacă cu forța, dar le dă ambilor argumentele necesare pentru a lua în calcul și o astfel de ipoteză, că până acum sunt pe picior de conflict. La un moment dat însă, între 25 noiembrie și 20 decembrie, s-ar putea să găsească în ei resurse de afectivitate, de umanitate, de logică și chiar de pragmatism sociofamilian pentru a restabili legătura compromisă pentru o perioadă de timp.